Bună seara, stimați telespectatori, și bun regăsit la 3x3 cu Ion Cristoiu, și de data asta vă promit că vom respecta numele podcastului, pentru că vom trece prin cele 3 subiecte sau teme pe care ne-am propus, sau 3 secțiuni pe care ne-am propus astăzi pentru dumneavoastră. Vom trece prin clasamentul domnului Ion Cristoiu, pe ceea ce a publicat astăzi pe canal33.ro, vom trece prin clasamentul vedetelor săptămânii și clasamentul evenimentelor din presă ale săptămânii, alături de domnul Ion Cristoiu. Mulțumesc foarte mult, domnule Cristoiu, pentru prezență. Și intrăm direct în subiect, și anume în Schengenul Șchiop. Pentru cine e Șchiop? Pentru noi, pentru români, pentru politicienii, mai ales de la putere, nu e, pentru că ei o vor prezenta ca o victorie electorală. De fapt, este impropriu spus Schengen Schop, pentru că noi nu intrăm în Schengen. Admiterea în Schengen înseamnă o decizie că cele două țări intră și, eventual, nu știu dacă s-a mai practicat asta, se poate spune intră, se admite în Schengen, deci e deja în Schengen, și cu cele două, se spune, în martie intră cu aeroporturile și, nu știu, se spune și data. Ori în cazul de față, noi avem o propunere, deci nu avem nimic oficial, adică țara care Austria făcea, se spunea că se împotrivește, că nu cred că nu mai ia, a anunțat că și-a flexibilizat și dacă îndeplinim 3 condiții, noi și Bulgaria, atunci e de acord cu acest, ce am zis eu, Schengen Schop. Care ar putea să fie dedesubturile acestui anunț? Cine a intervenit astfel încât să apară totuși această propunere din partea Austriei? Că până acum se țineau bățoși, nu și nu. Și e de bine sau e de rău? Americanii s-au făcut o felul de legende că nu știu cine a intervenit. Nu. În primul rând, cred că cancelarul Austriei, într-un fel, se săturase de... avea rolul de băiat rău. La un moment a fost Olanda. Și e limpede că în legătură cu extinderea Schengen, ei nu sunt de capul lor. Adică, de regulă, se alege un purtător de cuvânt. Pot să avansez aici o dezîndrăzneață. Cred că și în spatele, așa zisilor, putiniști sunt alții. Adică îi spune lui din Slovacia, bă, îi spune Scholz, eu n-am ce face, trebuie să zic cu tare, cu războiul, dar opune-te tu. Sau acum cu Ucraina. Deci sunt niște actori care sunt folosiți, da, adică, să fie și pro-Ucraina, să fie și pro-Putin. Da, da, am dat în cazul de față, era nevoie, la un moment dat a fost Olanda, dar la un moment dat Olanda a zis, bă, am devenit acum pentru români și bulgarii piața rea și a preluat Austria, dar după părerea mea este, cum am și spus în acest teritorial, este o victorie Austriei, pentru că Austria nu numai că nu pierde, dar câștigă mai mult decât înainte. A pus condiția preluării emigranților. Gata, i-am trimis în altă parte. Prima condiție în legătură cu triplarea forțelor Frontex vizează Uniunea Europeană. Mai de mult cancelarul Austriei a cerut bani pentru așa ceva și, foarte important, evită termenul extinderea Schengen. Deci ceea ce a deranjat, ceea ce supăra pe lideri occidentali în acest moment în care și așa spațiul Schengen este pus la îndoială, era ideea de extindere. Probabil că nu vor anunța că nici nu e extindere, ci vor, bă, le-am dat și lor acolo niște locuri ca să meargă cu aeroporturile. În afară de miza politică, PSD poate să spună, iată, în mandatul premierului Ciolacu s-a realizat treaba dacă asta. Dacă dată nu s-a realizat. Da. Să coace da, treaba dacă asta. Da, avem deja o poziție a Bulgariei, care nu e proastă, pentru că ce se întâmplă? În primul rând că, bine, aberant, noi aveam dreptul să vii să spui, aveți dreptul, noi vă dăm parțial și cu condiții. Bun, dar să spunem că în lumea de azi mai face compromisul. Problema e, riscul este acesta. Dacă noi nu suntem admiși în Schengen și în care se spune, în prima etapă aeroporturile, ca și dai data precisă, în a doua, automat,
automat, nu știu, 1 septembrie intră cu ăla, da? Dacă se spune, se intră numai cu aeroporturile și cu alte mai discutăm, atenție, mai discutăm. Deci este foarte important și văd că noi nu pledează pentru asta. Să se spună acum, domnule, intrăm, sau cele două țări au intrat în Schengen, da? Și o să vedeți de ce e important. Au devenit membre Schengen. Relaxarea restricțiilor este în două etape și se precizează etapa. 1 martie, precis, ora 0 de pe aeroporturi. 1, am zis, septembrie, ora 0 precisă, cu nave, spațiu maritim și terestru, da? Nu ne mai... A doua posibilitate, și asta se conturează, este se adună, spune, România și Bulgaria intră în Air Schengen, dar de la, nu știu, 1 martie, ora 0, ailaltă mai vedem. Păi dacă ailaltă mai vedem, există... Mai vedem și peste 5 ani. Nu e riscul că noi nu mai forță. Până acum erai atât de nedreptăți, puteai să faci gură. Pe când acum, după aia zice, bă, de fapt ați intrat într-un fel, mai vedem, adică în sensul acesta nu știu... Deocamdată e o victorie electorală a PSD, dar până deocamdată oficial, în afară de niște declarații, noi nu avem un consiliu întrunit, ăla extraordinar, care să decidă sau să discute. Avem una țară care se opunea, dar dacă la un moment dat se trezește, nu știu, Belgia. N-ai de unde să știi. Deocamdată a fost succesul clamat de către Marcel Ciolacu la 23 noaptea a fost, s-a spart gheața, s-a flexibilizat Austria, atâta. Deci în punctul acesta de vedere este o victorie deocamdată electorală. Dacă nu se întâmplă, dacă și de data aceasta se termină că nu nici cu ăsta, atunci este o mare eșec electoral. Și un câștig al aur, care va monetiza aur și șoacă și ceilalți care vor monetiza... Aur avea de departe unul, el mizează mult pe diaspora și totuși să știți că nu numai cu mașinile, diaspora merge mult și cu aceste avioane low cost și foarte important, de asta trebuie să ținem cont, ținerea noastră la uși cu Schengen era o creștere a euroscepticismului, adică aur și alte spunea, bă, uite, Uniunea Europeană, deși suntem îndreptățiți, nu în sensul acesta. Nu, ne vrea să-mi chemați. Dar deocamdată vorbim de acum, nu știu. Deocamdată nu am nimic, deci nu s-au discutat condițiile, nu știm ce fac bulgarii, dacă ei se opun, să intră numai noi. Și sună ca dracu. Mergem la subiectul numărul 2, rezoluția Consiliului de Securitate, prin care se cerea o încetare a focului condiții pentru motive umanitare în fâșia Gaza, a fost respinsă prin veto-ul SUA. De ce s-a opus SUA la această încetare a focului? Cunosc foarte bine istoria Israelului și după 48. Întotdeauna Statele Unite ale Americii, contrar a ce se crede, Israelul este șeful Americii și nu America șeful Israel. Asta e șocant ce spuneți. Da, pentru nu, și nu e vorba numai de lobby-ul, să zic. Dar s-a văzut la universități că au început să li se taie finanțările și au început să-și mai nuanțeze anumite puncte de vedere pe la universitățile americane. Adevărul este că lobby-ul Israelului, nu neapărat evreiesc, pentru că sunt și mulți evrei din America împotriva statului Israel. A fost și mă rog, atât să facem o emisiune. A fost o dispută când s-a înființat statul Israel. Evreii ultra-religioși s-au opus, că a zis, domnule, noi mergem acolo când ne vrea Dumnezeu. Nu ne-a dat semn Dumnezeu. Da. Deci aici este și întotdeauna Statele Unite ale Americii a încercat să țină echilibru cu lumea arabă, dar a contat întotdeauna pe Israel, pentru că acolo ăla este portavionulor, este statul la care oricând poți să apele. Și atunci se ajunge la această... toți liderii Israelului, inclusiv aia social-democrat, știu că America, în afară de a bombăni, nu are ce să facă. Într-un singur moment ce a făcut, și anume... dar în alte condiții. În 1973,
când egiptenii trecuseră canalul de Suez, nu era ca Hamasul, și sirienii trecuseră de Golan, atunci americanii au sărit prin Henry Kissinger înăjitor cu pod aerian, și când ei au trecut înapoi Suezul, israeliții, și voiau să meargă să distrugă armata a treia, una din armatele egiptene, atunci Kissinger, se vede și în filmul Golda, a venit și le-a spus: aveți două lucruri, nu vă mai dăm nicio armă și în plus Uniunea Sovietică se pregătește să intervină. Acum, ce mai faceți? Adică spuneți-mi și mie, ce poate să facă America față de Netanyahu, care e hotărât să meargă până la capăt? Nu, care cu ce îl oprești? Ataci militar? Dar scuza că dacă ar da acest gaz umanitar, ar permite Hamas să se înarmeze, să repoziționeze? Nu, asta este o... Se întâmplă felul următor. Campania dusă de Netanyahu este o campanie de răzbunare. Ea nu este o campanie militară strategică, și atunci ea a picat rău armistițiu, și atunci când te răzbuni, cum să zic, nu ai timp de pauză, faci pauză. Asta este o prostie cu Hamasul, că oricum Hamasul, înainte de a face atacul terorist, s-a pregătit să se înarmeze, ce? S-a pregătit ani de zile, probabil. Da, nu are, era nu din cauza asta. E un motiv, pentru că dacă oprești campania de răzbunare, este o campanie de răzbunare și împotriva palestinienilor care au ales Hamasul, și atunci nu te poți opri. Mai ales că inclusiv în sondajele de după a arătat că o mare majoritatea populației palestiniene susținea acțiunea Hamas, intervenția Hamas. Păi, susținea, pentru că numai dacă nu facem propagandă de război pro-israelian aici, realitatea era destul de dură, adică totuși evreii au tratat pe palestinieni de acolo ca popor de mâna a doua, și chiar erau într-o închisoare, din când în ei trebuia să meargă la muncă, deci acolo sunt, ei au mers pe Hamas din două motive. Abbas, o organizație de liberare Palestinei, considerată un fel, zice că e franciza Israelului, nu mai are vigoare asta, și din punct de vedere social, Hamasul, aripa civilă, este o organizație mult, cum să zic, implicată în acolo școli, e foarte important, e în teritoriu, adică ei sunt cu ei, și nu ultimul rând, la rândul lor au văzut, văd în Hamas cea care le aruncă o lumină. Pentru că, să nu uitați că atacul terorist a venit pe fondul perspectiva unor înțelegeri între Israel și țările arabe. Și la un moment dat acest popor palestinian, ca și curzii, fără stat, și-a zis: bă, stai puțin, și cu noi? Noi vom fi, ne uită, că se va înțelege cu Arabia Saudită, se înțelege la și noi ce vom face. Deci, în punctul acesta, trebuie analizat, nu putem merge, dar oricum ei îl sprijin. Este o campanie de răzbunare sau și de ocupare teritorială? Scopul final al lui Netanyahu este doar să se răzbune îndeajuns sau să ocupe efectiv Gaza? Ar trebui să spun că e să ocupe Gaza, dar nu cred că are ceva în cap în afară de răzbunare. Și este singura lui carte pe care o are? Adică dacă nu ar face treaba asta, ar fi dat jos de la putere? Ar putea să joace și altfel? Nu. Nu, n-ar putea să joace, pentru că deocamdată el profită de un sprijin masiv din partea Israelului. Ați văzut că nu evit termenul de evrei, că evrei mult mai sunt și alții din afara Israelului. Și de o tăcere a țărilor arabe inimaginabil, și în același timp de faptul că și ce o să ne faci. Dar faptul că s-au liniștit toate acele proteste uriașe, cum vă explicați? Care susțineau Palestina. E și bine și rău pentru cauza palestiniană. Bine în sensul că Israelul nu se oprește, pentru că acele manifestări erau folosite de propaganda israeliană. Iată-mă, s-au adunat acolo 100.000, au strigat lozinci împotriva noastră. Adică, cred că suntem... știți foarte bine, există o chestie după 2 decembrie 89 în sondaje. Știți că la un moment dat
un partid ședea, ședea pe locul 1 în sondaje, în sondaje, toate brusc se prăbușea. Și spuneam, mă, dar cum? Păi nu, că a fost o acumulare. Deci și aici, adică și aici, acum se acumulează, da? S-ar putea ca la un moment dat să facă o oroare Israelul și să se rupă. Adică eu n-aș lua în serios liniștea. Undeva se acumulează. Aia. Și cum am zis că la partid, că partidele la un moment dat era pe primul loc și la un moment dat ploua. Și a doua zi nu mai era pe locul 1. Bă, dar ce s-a întâmplat? Păi nu, stai puțin, că el deja se erodase pe dedesubt și la un moment dat a căzut. Așa cred că va fi și aici. Dar nu pare așa ca la un semnal multe revolte și ca la un semnal tăcere? Pare inginerite. Da, nu m-am gândit la asta. Eu am rămas dezamăgit. Adică Israelul a intrat de două ori până acum în Gaza, după ce au plecat ei în 2005, după ce au renunțat la ocuparea militară. A fost în 2008-2009 o invazie, tot așa, care a avut ca rezultat moartea 800 numai de palestinieni. A doua a fost în 2014, în iunie, și au fost 1000, cât sunt acum, aproape 17.000, 20.000. Adică 5.000 de partea israeliană, nu, de la Hamas. Păi la nu, Hamas. 5, păi nu, și ea recunoaște că 15.000 și că 5.000, dar și la Hamas scria pe el că era terorist Hamas. Credeți că va fi o operațiune limitată în timp sau se transformă într-un război de uzură ca cel din Ucraina? Pentru Netanyahu, pentru Israel, a fost un dezastru de uzură. După părerea mea, va fi un război infinit, pentru că Hamas e o stare de spirit. Zis-o prostim, nu e un stat. Un stat, dacă era stat... E ca la o hidră, îi tai un cap și mai apar. Dar era o stare de spirit. Ce e război? Eu nu sunt de acord cu războiul Israelului cu cine. Și organizație teroristă, misiunea ei este să facă atac terorist și apoi dispare. Bun, deci în punctul... Și atacul terorist poate face oriunde pe planetă? Nu, dar ce se întâmplă? Dacă era statul Gaza cu o administrație, conducere politică al lui Hamas, te duceai, înfigeai steagul acolo în Gaza, pe Parlament și... Schimbai conducerea. Nu, aia se predau. Bă, cum, cine dacă se predea? Că nu știi unde sunt. Adică, bun, îi dai bun. Și când știm noi că... Adică, aveți o listă a celor din Hamas? Adică e o listă așa, spune, l-a murit pe ăla, l-a murit pe ăla, pe ăla, pe ăla. Și că 5.000. Și este o prostie. Niciodată o organizație teroristă nu se distruge, din potrivă, amplificiura. Mult mai bine este să... De ce nu există nicio propaganda lor, a armatei israeliene, un moment în care un soldat ia în brațe o palestiniancă? Tot ideea de răzbunare și ăla, la rândul lui, în locul unui terorist ucis, vin 10, să știți. Viitori, cum să zic, n-ai de unde să știi. S-a întors premierul Ciolacu din Statele Unite, din vizita în Statele Unite, cu ce s-a întors? Cu mare victorie că a fost în America. Păi așa și eu și dumneavoastră puteți să... Că ne vorbim, n-am discutat de trecut. Era vorba de PSD-ul care nu-i frecventabil, adică practic nu s-a întors cu nimic. A avut totuși inteligența să nu-și propună să-l vadă pe Biden și pe ăsta. Organizatorii, lobby-ul, că a fost un lobby bănesc și plătit, i-a aranjat cu ăla, cu ăla, cu ăla, cu ăla, s-a întâlnit cu mai mulți și... Este foarte, dacă ați observat, era foarte important. El a avut mai mare activitate de interviuri acolo decât aici. De ce? Ca să arate că e acolo, dacă înțeleg. Dacă ați observat, lui se lua interviu la capitol, în fața capitolului, în care vorbea de România. De ce? Și chiar a lansat niște lucruri pentru ca dumneavoastră, presa, să dați... Marcel Ciolacu a declarat fiind la Washington, deci el a căutat, a fost o strategie bună de comunicare, să ne atragă nouă atenția, băi, eu sunt în America, fiți atenți aici. Și doi, cred că, cum spuneam, nu am văzut până acum niciun interviu ca lumea, cred că o fi învățat și el ceva, el n-a mai fost niciodată în America, oricum trebuia să ajungă măcar ca turist.
În orice caz, nu-i place domnului Ciolacu noul discurs sau întrebările pe care le pune domnul Ciucă. A spus că îi plăcea mai mult de domnul Ciucă înainte, acum nu-i mai place că pune întrebări de la consultanții PNL-ului și... Să știți că am vrut o dată să mă ocup într-un jurnal video despre această... Dacă ați observat noastră, e în România o prostie imensă, patronată de liberali. Și spune, domnule, nu discutăm mărirea taxelor și impozitului. De ce să nu discutăm? Mărirea taxelor și impozitului este o decizie politico-economică care depinde de împrejurări. Nu știu dacă ați observat. Normal, discuția și Lucică trebuie să fie așa. Vă gândiți să mărim, dar nu ei întreabă Ciucă, Ciolacu nu e așa că nu mărești? Dar spuneți-mi, sunteți vă pricepeți la economie și dacă le mărim ce? Adică nu se poate discuta, adică mărirea unor taxe și impozite care are loc în toată lumea. Adică din start îl întreabă pe Ciolacu, e adevărat că vrei să vii țara? Nu știu dacă ați de tonul. Asta trebuie să fie o discuție. Să se spună, domnule, acum nu e nevoie, dar n-am de unde să știu. De ce? Dumneavoastră sunteți împotrivă mării taxelor și impozite din stat, știu eu. Nu știu, poate vine un moment în care România nu știu ce are nevoie. Se scufundă și trebuie să mai luăm din taxe și impozite bani să nu se scufunde. Adică de ce în principiu nu poți să discut despre asta? De aici a zis cu... Erau niște întrebări pe care trebuia să le pună fiecare și atunci și domnul Ciucă. Intrăm în clasamentul vedetelor săptămânii pe primul deci loc. Deci al treilea, trebuie spus că al doilea acum, clasament este cel cu vedetele săptămânii. Și precizăm și dumneavoastră precizat trecut, este vorba de oameni care au creat săptămâna. Pot să fie și interlop, pot să fie și sportivi. Nu le dăm bulina de onoare. Îmi pare rău, dar punem data viitoare pe David Popovici. Marea noastră speranță și putem discuta, iar chiar merita, pentru că a fost subiectul sau la Halep când în sfârșit va fi judecat. Păi până începe procesul. Adică noi vor fi vedete și deșuchiate. A fi prezent în clasament nu înseamnă că... Nu e ceva de bine. Cu toate că unii spun că publicitatea negativă e publicitate și binevenită, mai ales la politicieni. Și poate și la vedetele acestea din zona de Cancan. Pe primul loc a spus arhiepiscopul Tomisului, înalt preasfințitul Teodosie. De ce e vedeta săptămânii Teodosie? Păi el a fost convocat la DNA pentru... o afacere sau care mie mi se... Sigur că legal trebuie chemat, deci trebuie spus în esență ca să înțeleagă telespectatorii. El conduce arhiepiscopia sau mitropolia, arhiepiscopia de Tomis, da? Că în calitatea lui are nevoie de bani pe care îi dă Ministerul Culturii, secția culte, ca să facă biserică, nu el. Da. A făcut o cerere de o sumă de bani. A venit unul de la Recorder sub acoperire și a zis așa, nu știu, preasfinția voastră, eu vă fac rost de bani, am eu pile la, acolo la culturi, la culte, și, dar nu pentru dumneavoastră, ci pentru biserici și dumneavoastră îmi dați o sumă din aia. Dar și el a zis... Comision. Comision, da. Acum sunt două probleme aici. Una este că românul zice, stai-mă puțin, a luat el nefamilia, până la urmă voia... Nu știu, sigur că în Olanda asta e o chestie extraordinară. Nu i-au găsit ca lună stase termopanele da, acasă. Da, nu, da, nu e bună observație. Nu, dar în alte țări, în țările nordice, n-ai voie. Nu știu, ai cu trotineta, ai depășit, ai trecut la stop, gata, te pleci în... Dar a doua foarte importantă care ne-a văzut că este următoarea. Putea să aibă loc această afacere dacă mitropolitul nu știa că la culte așa se face? Adică de ce n-a reacționat mitropolitul? Și zice, nu mă interesează, bă, eu cred. Nu, deci și el și toată biserica știu că așa se face treaba. Păi nu, asta era grav.
chestia că așa se face treaba, că altfel, nu știu, dacă nu ați venit și îmi spuneți, domnul Cristoie, dați-mi niște bani că vă asigur premiul Nobel. Și eu spun, hai, de unde? Nu, dar nici măcar ar scrie un scriitor. Asta înseamnă că el știa. Dar dacă dumneavoastră știți că eu am mai asigurat altuia premiul Nobel da, anul trecut. Tot așa cu afacere cu tare. Dar nu, dacă știam că premiul Nobel se dă cu afacere. Da, da, da. Bun. Dar l-am pus pentru că tot acest război mediatic îl ajută unii ieșești. Adică... Deci credeți că va ieși întărit din acest păi scandal? El oricum a ieșit din pandemie. El e deja din stat. A fost erou pandemiei, că a fost cică contra. Da, și acum trece și persecutat delicate sistem de către DNA. Pe locul 2, Vlad Voiculescu, tot la DNA, clientul DNA-ului, cu camere acolo în fața DNA-ului, da. A întors-o. Am spus că, la fel ca ilegaliștii comuniști, am pus-o pozitiv. S-a devenit din acuzat, acuzator. A fost o mare lovitură. Deci nu vreau să ne lungim, dar istoria bătăliilor dintre acuzați și încercarea DNA de a-i umili a fost prima, mă țin minte, cu Udrea, care a venit cu... Până atunci și cu cătușe ieșeau și se ascundeau, da? Că televiziunile dădeau un direct, da? Acum Udrea a făcut o revoluție și zis că a arătat cătușele. Din acel moment, DNA-ul n-a mai fost interesat de cătușe. A doua, s-a văzut revoluția, este de Vlad Voiculescu. Până la el, erau alergați de presă. Ori el... Și la propriu câteodată. Da, nu, nu. Acolo păstrezi. Păi nu, de-a-s-a. Și ce a făcut el? Era o șmecherie. Ca să poată să aibă impact, a atacat cu un nume mare, cu Iohannis. Și... Cristu-și lua aprobările de la Iohannis. Da, dar nu avea nicio valoare. Nu, eu vreau să spun o victoria mediatică. A fost foarte bine gândită. Pentru că cei din presă de acolo, în loc să spună, nu mă interesează, domnule. Ia spune cum ai făcut cu tare. Imediat odată înapoi, n-au mai început să spună cum ai furat cu tare, cu tare, au ascultat și în loc să zică, bă, dar ce legătură avea Iohannis, că n-a semnat nimic, au mușcat. Și în felul acesta, presa, în loc să scrie de Vlad Voiculescu, care a venit, a fost convocat, râpe la DNA, a scris, bă, Voiculescu l-a atacat pe Iohannis. Foarte interesantă. Părea că o fi gazetar, că e bun. A mușcat presa și pentru că Iohannis acum e vulnerabil? Nu e nume mare. Vă dau, am 55 de ani de presă. Dacă vrei, ești un pițifelnic și vrei să devii celebr, atunci vedeta. Și dacă vedeta e proastă și îți răspunde, e gata. Te-ai urcat, te-ai cocoțat, este o regulă fundamentală. Întotdeauna, dacă ești vedetă, să nu răspunzi la un atac de unul mai jos, că, cum să spun, tu o tragi. Deci, uite, există și ăla. De-aia l-a atacat pe el. Nu, ca să poată să... Altfel nu făcea știri. Știrea era Vlad Voiculescu a spus că și Iohannis se implica. Și apoi a început talk show-uri, deși n-avea cum că nu a semnat nimic. Altcă la personaj, Victor Orban. Victor Orban care face... știri mai abitir decât... Da, este vedeta Uniunii Europene, a fost acum la... ați văzut... E șoșoacă a Uniunii Europene? Nu. Șoșoacă este o vedetă, ea face la rege, o dată să discutăm. Eu am avut un interviu cu ea, primul interviu. E dată cu 15% acum pentru prezidențiale, îmi pare un scor foarte mare. Pentru cineva care a intrat în politică... Nu, e de genul de-al dracului. Dar odată să discutăm, eu am avut primul interviu al ei, dat, mie mi l-a dat după ce a ajuns parlamentar, e mult mai lucid decât credeți. Își calculează. Da. E un act, e un rol. Da, este, știe să spargă media. Cu cât faci mai mare tărăboi, cu atâta te agață presa. Dar discută despre tine. Se discută despre ea și atunci lumea zice, bă, nu vreau nici pe Ciolacu, nu mă enervează ăștia, nici pe Simeon, pe ea. Deci de-al dracule, dar nu la vot nu va fi așa. Votul va fi mai lucid decât ce declară la Orban, lumea. Nu, la Orban este un calcul foarte bine pragmatic, el se înscrie în trumpism, dar totuși până la urmă este personajul
atacat de toți, cu cât e atacat, cu atât mai crește mai mult gloria, da. Să intrăm și în clasamentul evenimentelor de presă, să intrăm pe ultimul sfert de ora podcastului nostru. Reacția lui Cătălin Tolontan la demiterea de către trustul Ringie din funcția deținută la Libertate. De ce ați reținut reacția? Ce vi s-a părut ciudat? Deci nu demiterea, toată lumea a dat demiterea. Evenimentul este reacția lui, pentru că din experiența mea post-decembrie... Dar a fost în cascade, adică n-a ieșit de la început cu sânge pe pereți. A ieșit în niște trepte cu aceste reacții ale lui. Dar nu reacția... Cred că am plecat de la toate ziarele pe care le-am făcut eu. Reacția lui a fost aparte. Te-a dat la afară, asta e, eventual scrii pe Facebook. Eu spun că reacția e foarte importantă pentru că i-a adus două lucruri, spun și eu. Unul pozitiv în sensul, are autoritate morală, iată, s-a războit cu Ringia și a fost dat afară, și celălalt cu probleme nu-l mai angajează nimeni. Nu ați luat, eu nici un mogul, eu nu l-aș angaja. Pentru că ți pui pai în cap singur. Nu, păi, se repetă cu tine. Nu știu dacă mă înțeleg. Adică, vă spun sincer, și eu care... Păi nici pătrarul nu-și găsește ușor... Cine? Pătrarul... Nu e cazul lui, adică la lui... Că și el a plecat cu scandal și de pe la TVR, dar nu așa, și de pe la Digi. Mai rău, nu. Pătrarul a fost... Chiar și de la prima a plecat cam cu scandal. Dar nu așa, el a fost aici bine făcut, a pus și ziarul. Dacă are bani și își face el un site, deci neapărat el trebuie să găsească bani el. Știrile din presă sunt că avea un salariu foarte mare. Nu l-a confirmat, nu l-a infirmat. 20.000 de euro pe lună e un salariu foarte mare. Nu aș face dacă aș fi avut banii pe care i-ar el. Cred că asta vrea să facă. Știți care și va fi? Și cu parte din echipă. Tinere, domn. Sunt două lucruri aici. Brandul, Libertatea nu va fi afectat și dacă pleacă toată redacția. Ascultați, deci în momentul în care Constantin Mile a plecat de la Adevărul, în 1920, așa, da? Care era, se identifica cu Adevărul de atunci, da? S-a dus la luptă, n-a făcut nimic. Brandul, Adevărul a rămas. Deci brandul, Libertatea va supraviețui și dacă pleacă toată redacția. Bine, să ne amintim și în timpurile mai recente. A plecat Cristian Tudor Popescu de la Adevărul și Adevărul a rămas. Nu, deci brandul rămâne. Doi, momentul de luciditate, momentul interesant va fi să vedem cine va pleca după el, pentru că e clar că, adică două lucruri vom vedea apropo de presă, cât se vor înghesui, nu, cât vor pleca după el, dar putea ca unii să nu plece pentru că Ringhieț oferă, să știți... O siguranță, o siguranță, bani, iar cu efort, bani nu numai ca bani, ca salariu, dar mașinărie. Adică una e să faci într-o garsonieră și una e să faci Ringhieț și doi, dacă ei vor pleca în aventură cu el toți, cât se vor grăbi să ia locul? Sunteți de acord? Vom vedea atunci. Sunt aproape sigur că sunt atâția flămânzi în presă și dacă cei de la Ringhie plusează, dar eu cred că această operațiune de scoatere a lui și a celor două este o operațiune de vânzare a ziarului. Am văzut e foarte important. Deci mogulul ăla care vrea să cumpere, cred că a zis, bă, mi-l dai fără ăștia. Deci credeți că se pregătește o vânzare la așa, și asta poate fi, dar nimeni nu-l cumpăra cu ei. Nu știu dacă... Și a zis, bă... Fă-l întâi curat și după aceea. Da. Nu mi-i dai mie să-mi pun eu în cap. Aoleu, Doamne ferește, cine mogul român ia pe ei? Hai să fim serioși, nu? Și după aia să-l toace pe el în propriu ziar până-i de afară. Nu, că a rezistat, dar un mogul nu rezistă la român. Adică a rezistat, e totuși firmă multinațională, mă rog. Cum credeți că va juca Tolontan în noul lui trus de presă sau ce va face? De partea cui îl vedeți? Nu, va rămâne la fel. Marea problemă, vă spun eu, de 50 de ani, sunt banii. Poți să fii talentat cu tare. Dacă nu ai bază materială, să-i plătești bine, el avea 45 de ani, stați un pic. Dați-mi și mie, am Cristoiu blog rău, dați-mi și mie bani să fac măcar 2 inși, 3 inși și pus bârne. Deci problema la el este faptul că el trebuie să-i vâre el bani, dar foarte mulți,
Pentru că dacă îi vei da acolo salariu minim, îți vin jurnaliști de salariu minim. Sunteți de acord? Adică dacă vrei să ai jurnaliști serios, trebuie să-i plătești. Deci asta va fi problema. Va fi aceeași orientare. Vedeți o posibilă alipire a lui de un trus sau o entitate existentă, nu știu, Recorder sau alții din zona asta de investigații? Păi nu, că nu el, adică la un trus nu are cum să intre. La zona asta poate să mai creezi un site, dar repet încă o dată, îți trebuie aici bani încă o dată, nu știi ce înseamnă religie. Adică eu știu, eu am visat-o de la trustul străin, pentru că acolo e o mașinărie de proceduri, contract e contract, în continuu știți că am trebuit să fiu și eu la evenimentul zilele. Era din ăla contract, aveți mașină cu atâta, cu tare, cu tare, cu tare, adică la, nu știu, nu e ca la mustăria din România. Ori lor le asigurau și în plus, stimate domnul, îți asigurăm că nu poți face gazetărie fără bază materială, pierdem timpul. Și site-ul, ai nevoie de documentare să se ducă ăla, nu știu, în Siria, cu ce bani. Așa, copy-paste, puteam face și 2-3 inși un site. Dacă ar fi să faceți dumneavoastră acum o publicație, de ce buget credeți că ați avea nevoie ca să faceți ceva puternic? Ca să ne raportăm la ce ar avea nevoie Tolontan? Nu știu, un buget uriaș. Un buget uriaș, mi-e mai greu, n-aș mai putea să... Am avut un dialog cu Mihai Tatulici. Da. Și sper că de-a lungul timpului au venit diversi la el, domne, fă-ne o televiziune. Și el a zis, da, bun, vă trebuie 20 de milioane sau ceva de genul ăsta. N-am calcul. Și de euro. Și a zis, doamne, ești nebun, dar ce vrei să faci cu 20 de milioane? Păi, doamne, atâta trebuie ca să faci o televiziune. Și îmi spune mie în particular și mi-a zis încă puțin, trebuia să le cer, să le spun 100. Adică nu se mai poate face acum presă cu puțin. Trebuie... Și chiar dacă e o mentalitate încă o dată, ca să poți să faci presă, trebuie să te duci în Gaza. Cu ce bani? Adică presa este slabă pentru că e o presă săracă. Se angajează de regulă niște fătuce. Dar dacă le livrează serviciile niște dosare gata, servite cu munca SRI-ului din spate? Nu există așa ceva. Servitele nu mai e presă. Iertați-mă. Adică poate să-mi dea, am făcut odată, vă povestesc, comerț mare, la nivel mare. Anumite lucruri numai mie mi le dădea. Dar stați un pic, nu dădeam orice. Adică nu poate să-mi livreze mie orice prostie din ăla, din punctul acesta de vedere. Poate să dea, dar depinzi de ei și pe unii din ei nu-i duce minte în materie de gazetărie. Dar, repet, noi nu avem la ora actuală niciunul din trusturile de presă puternice, ăla occidentale, în care te duci, care te miști pe planetă, documente. Nu observați că despre Gaza și despre Ucraina traducerile din limba nu sunt ale lor, sunt luate după Radol și Agerpres. De ce? Că ei nu mai dau pe gratis. Adică te New York Times îți dă două, trei rânduri și apoi... Apropo de ce înseamnă un trust străin, am fost și la CNN, pentru că am avut un acord de colaborare cu ei la începuturile noastre. N-am reușit să-l punem în practică, pentru că începuturile canalului au fost mai complicate decât am anticipat eu și a apărut o pălărie prea mare să punem în practică acel acord. A rămas pe hârtie. Dar am fost la CNN și am văzut ce înseamnă CNN, cel puțin partea din Londra s-ar putea ca ei să aibă alte birouri mult mai spectaculoase, dar mai mult decât atât am văzut în 2008 ce înseamnă revista Time. Am fost atunci, aveam niște reviste și am fost să cer un fel de licență de colaborare și au fost de acord, dar a intervenit criza financiară, nu s-a materializat. Aveau un zgârie nori, da, doar pentru revista Time. Un zgârie da, nori. Da, știu. Știu ce înseamnă, știu. Deci ce vorbim noi aici... Păi nu, să mai spun încă un lucru. Trebuie bani și pentru că trebuie să cumperi documente. Adică între noi fie vorba, nu îți dă nimic. Îți dă pe gratis, de la schimb. Știu ce este. Adică îmi dai acum o știre tare în premier, am făcut și eu la eveniment, dar pentru asta trebuie să fie un site puternic sau o televiziune și eu la o, adică îți dau. Dar marea majoritate se cumpără, adică...
Pe locul 2 în clasament evenimentelor din presă, ați notat articolul din Dilema, articolul din Canal 33, iertați-mă, canal33.ro, al doamnei Lilia Munteanu, dilema tragică între o victorie tactică și o înfrângere strategică, este titlul articolului. Da, e unul din puținele articole lucide despre situația din așa zisului război, că nu poate fi război, în care... Dânsa este o specialistă în Orientul Mijlociu. Bine, cunosc foarte mulți specialiști care fac propagandă de război armat pentru armată. Dar ea chiar caută vadă lucid. Și în cazul războiului din Ucraina și în cazul acestui război și în general, eu am considerat că jurnalistul trebuie să fie lucid, ea nu poate fi chibiță, iar ea nu e chibiță, pentru că atrage atenția asupra acestei chestiuni. Nu există răzbunare. La nivelul, nu, a pune în balanță, este, ea are dreptate. Nu poți să pun în balanță atacul terorist al unei organizații teroriste, a cărei misiune este terorismul, cu comportamentul statului. Și să răspund cu aceeași... Nu există nicăieri în lume. Chiar și America s-a dus și la, cum să zic, ia ce era Ben Laden? Din Arabia Saudită, da, Saudită. Echivalentul ar fi că dacă un criminal omoară pe unii pe stradă, să vină și poliția să-l omoare sau mă rog. Nu există așa ceva, nu există. Unii trebuie să meargă după reguli. Păi da, prin asta e superior, altfel intră în jocul lui. Adică încă o dată... Și-a spus Erdogan, de ce Israelul ar fi mai braz decât același lucruri la din ăsta, ba din potrivă, nu sunt de acord cu teoria Israelului că, aia, că trebuie să-i urmărim să-i împușcăm. Nu, trebuie să-i urmărim să-i aducem în fața justiției. Indiferent cel mai mare... Așa. Și cu naziști așa au făcut. I-au vânat și i-au căutat să-i aducă... Măreția democrației care o știu de pe vremea comunismului este în asta. În forța de a respecta regulile. Și statul de drept înseamnă proces echitabil și corect și pentru unul care a omorât 1 milion. Corect. Nu-l împuși că vreau eu. Asta înseamnă. De-aia a fost și procesul Ceaușescu o prostie. De ce să-l împuși? Proces corect. La cel mai mare terorist este procesul corect. Uitați-vă că în America a fost un întreg scandal cu tortura de la Guantanamo, deși erau teroriști. Au venit oameni luminați și au zis, bă, dacă noi facem ca ei, ne-a luat dracu. Măreția democrației americane e faptul că nu suntem ca ei. Porul asta de răzbunare, cum spune și Lelea Munteanu, este o chestie ca și ei, bun. Ultima știre din clasamentul dumneavoastră al evenimentelor din presă, lansarea în grupul de presă Clever a postului de televiziune Prima History, un canal de televiziune dedicat istoriei. Noi astăzi sunteți pasionat de istorie. Cum vedeți această inițiativă și de ce ați prins-o în topul dumneavoastră? Ideea este nemaipomenită, realizarea cred că va fi catastrofală, pentru că ca să faci un canal, în primul rând, în lume este o mare tendință către nișe. Lumea animalelor, dar ca să faci un canal de istorie în România, să stai istoria României. Nu să iei documentare, da, de la o să iei documentare cu tare. Deci chiar că am făcut o revistă numită Historia. Eu am făcut-o, adică am fost și proprietar împreună cu Vlad Pufu, care acum e senator, și apoi dosarele istoriei. Deci eu sunt, să spunem, și ce scriu eu, sunt specialist în istoria interesantă. Românii, istoricii români nu știu să scrie, încă o dată că m-am înnebunit cu ei, nu știu. Cea mai bună istorie o scriu scriitorii, nu știu să scrie. Am avut zeci de discuții cu istorici. Istoricul român este din ăsta, apropo de asta, deci el nu va avea istorici, da? Dacă vă duceți într-o librărie în Franța, veți vedea unde au 4 reviste de istorie. Veți vedea cărți care sunt adresate marelui public, da? Aceeași materie este trecută, de exemplu, ei au o serie interesantă, puteți dacă ați avea editorul meu, se numește Obiecte care au făcut istoria. Adică istoria României, nu e cazul, o povestești prin obiecte și zici, hai să spunem, aia, roata cu Horia Croșca și Crișan. Spui aceleași lucruri, dar le spui altfel. Problema este că dacă intri acum într-o librărie, vei vedea că toți istoricii români își publică tezele de doctorat. Situația PNC între martie 30,
lucruri aride pentru publicul. Nu ne interesează pe nimeni, nu avem istorie, nu avem seria Viața cotidiană pe vremea lui Ștefan cel Mare. Nu am despre Ștefan cel Mare care a fost un mare afemeiat. Viața personală. Nu e adevărat că oamenii nu citesc, dar ce dracu să citească? Nu știu să se acum cum să vor fi o chestie după mine de făcută de documentare care se dau cu kilogramul și documentarele alea, dar puteți pe Napoleon, ai nevoie de doi istorici care să vină să-ți prezinte, să spună. Deci ar putea să fie o chestie senzațională dacă eu am sesizat, sesizat-o că eu în sfârșit cineva se preocupă de istorie pe televiziune, dar este infernal. Cel care e proiectul nu mi-a zis nimic, nu știu, o fi el în lumea lui, dar nu, totuși în lumea asta a istoricilor amatori, ca mine ne cunoaște. Deocamdată grupul Clever a intrat pe foarte multe nișe, n-a reușit să dezvolte niciuna la o scară foarte mare, dar le ocupă. Nu le ocupă pentru vânzare, e și asta. Credeți că se pregătește pentru o mare vânzare? Adică cu cât ai mai multe, cu atâta la vânzare, zicea mai. Dar e păcat să știți că în felul acesta neglijezi, distrugi. A doua oară nu mai facem unul istorie. Deși este, e un domeniu, dar cu istorie românească. Așa, dacă o să dea iar documentarele cu Ceaușescu, că le știu, nu, sau cu Napoleon cumpărate, nu va ieși nimic. Mulțumesc foarte mult, domnule Cristo. Dacă aveți o concluzie a acestei emisiuni, foarte scurt? Despre cum am decurs sau cum? Nu, dacă aveți o concluzie pentru evenimentele din această săptămână și din această discuție sau o prognoză. Nu, concluzia ceva? Poate fi felul următor. Sunt eu, cum să zic, mă hrănesc din, aș putea să spun, sunt o hienă care se hrănește din hoiturile faptelor. Ori noi trăim. De-aia mă și ține așa tână. O să titreze acum toate ziarele, da. Ion Cristoiu, nu, cred că o să nu, dar așa este. Noi trăim, păi noi trăim din hoituri. Dacă n-ar fi fapte, întâmplări, în fiecare zi, breaking news-uri, iată întâmplări, ce dracu am face, da? Și mai ales în România. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Cristoiu, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ne-ați urmărit. Vă dăm întâlnire marțea viitoare de la 21:15. Pe curând!